Alo, domnul Gheorghe, bună seara! Bună seara! Îmi cer scuză că vă telefonez atât de târziu. Sunt Valeria Pașa, sunt o interpretă din Republica Moldova. Și m-am gândit foarte tare, aș vrea să facem un duet. Și nu știu dacă putem să discutăm câteva minute despre colaborarea noastră, dacă ați dori să facem un duet împreună. Dar cântecul este? Deci cântecul abia este în proces, se face piesa, se face aranjamentul, se lucrează și vreau anume cu dumneavoastră să fac această piesă pentru că chiar îmi place muzica voastră și, apropo, îmi place foarte mult și piesa Fata Mamei, Fata Tatei, cred că e o piesă foarte frumoasă care, nu știu, poate merită cumva să facem și o continuare acestei piese și piesa să se numească Fata Bunelului, spre exemplu. Cred că ar fi, cred că ar fi o idee interesantă. Ce ziceți? Eu știu, încet care vină n-are. Eu știu, dar să vedem. Aha, ok. Am un... Eu am auzit, Ghinie, tu ai lucrat cu Constantoi, mă tine. Am lucrat cu... Când eram mic, încă am fost la concursuri. Da, când eram mic, el te-a lansat pe tine, da? Nu, el nu m-a lansat, dar am avut un concurs unde am participat și a fost și el unul din organizatori, cred că a fost cu vreo, nu știu, vreo 10 ani urmă, sigur. Dar vreau să vă zic că piesa la care lucrez acum sunt compuse deja câteva versuri, dacă puteți să le ascultați. Hai, sune. De exemplu, deci se începe piesa așa. Fata fetiței, of, Doamne, unde ești, of? Fată, fetiță. Nu știu, cred, e foarte emoționantă piesa asta și îmi trezește așa niște sentimente foarte de jale, deci cred că ar prinde bine piesa asta. Dai melodie? Imediat, chiar vă cânt. Fata fetiței, oh! Doamne, încerc scuze. Doamne, unde ești, of, fata fetiței? Of, of, of. Cam asta e prima strofă, ar fi asta. Așa ca un intro. Ce ziceți? S-ar potrivi? Nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Nu știu. Eu de exemplu, eu zic că ideea să fie eu cânt fata fetiție, dar dumneavoastră să continuați cu interjecția of. Nu știu. Poate vă mai gândiți, eu cred că, nu știu, ar fi o idee interesantă, că cumva s-ar cere și la nunți piesa asta, că, mă rog, nunți cu mătrii, că părinții cer mereu ceva piese mai sentimentale pentru nepoți, ca dedicații muzicale și eu cred că ar fi asta un, nu știu, poate ar fi chiar și un hit. Nu știu, ne întoarcem, am vorbit, am vedea ce apare. Iată, încă vă spun încă o idee care ar mai fi de ca înainte de refren, ca un fel de bridge să fie. Miri miri of of miri miri of of miri miri of of of. Cam asta e. Poate să încercăm ambii să cântăm, să vedem cum ne iese împreună. Eu pot să iau terța, poate dumneavoastră luați linia de bază și eu fac terța. Nu mă întâlnit cu așa un ideat. Hai, vă rog, poate acum să încercăm să vedem dacă ne iese. Nu fac nimic. Da, bine, mulțumesc foarte mult de atenție. Gheorghe Țopa, bună seara, prietene. Diaspora Media te felicită cu ziua orașului.
Of, of. Sudeana Rotaru, te felicităm, Gheorghe. Ne auzi bine, Gheorghe? Da, uite, mă bine. Te-am prins după somn, dacă nu mă greșesc. Da, chiar dormim. Gheorghe Țopa, să știi că Diaspora Media împreună cu Diana Rotaru, cu Anatol Milnic și cu Valeria Pașa, noi te felicităm cu această zi frumoasă și sperăm ca piesa voastră să fie un hit internațional, dar doar după ce te trezești, bine? Da. Salutări, Gheorghe, mersi mult că ai fost cu noi. Ceau, seara frumoasă, la mulți ani, Chișinău! Băi, asta a fost...